Sunt persoane cu care ne întâlnim și nu știm dacă este bine să le frecventăm sau nu. Dacă suntem atenți la sentimentele noastre în prezența lor, vom observa că suntem mai prezenți, mai lucizi, că reușesc să trezească în noi generozitatea și bunătatea, că ne inspiră în muncă sau în orice întreprindem. Și atunci ne face bine să continuăm să ne întâlnim cu ele, indiferent de ceea ce spun ceilalți despre ele, ne fac bine și asta contează. În schimb, dacă ne întâlnim cu persoane și simțim numai sentimente de animozitate, dacă ne provoacă mai multă confuzie și ne hrănesc emoțiile negative, dacă ne scade elanul pentru tot, dacă ne simțim lipsiți de energie în urma întâlnirii cu ele, este bine să reducem frecvența întâlnirilor și să ne îndepărtăm ușor de ele, că influența lor este una nefastă pentru noi. Voi aveți nevoie în viața voastră de oameni care să vă provoace să creșteți, nu de oameni care să vă încurajeze să stagnați. Aveți nevoie de oameni meniți să vă provoace să depășiți acea durere, să ieșiți din acea suferință, să mergeți mai departe cu viața voastră, nu de oameni care vă încurajează să vă plângeți de milă și să arătați într-una cu degetul către cei care v-au făcut anumite lucruri, nu de oameni care să împuternicească victima din voi. Aveți în viața voastră oameni care au curajul să vă spună: gata, te-ai plâns destul, încetează cu victimizarea, tu ai o treabă de făcut, treci la treabă, ai rămas blocat în acea situație și asta te împiedică să evoluezi? Aveți în viața voastră pe cineva care să vă iubească atât de mult încât să nu fie dispus să vă cocoloșească, ci să vă spună pe șleau niște adevăruri inconfortabile, dureroase, care să vă ajute să vă treziți la realitate? Voi aveți nevoie de moașe spirituale. Știți ce este acea moașă, da? În trecut, când nu erau spitale, femeile erau ajutate de moașe să aducă pe lume copii. Moașele le spuneau ce au de făcut în timpul nașterii și le repetau într-una: împinge, împinge, știu că doare, dar împinge. Aveți pe cineva în viața voastră care vă cere să faceți un efort în plus, să faceți tot ce puteți mai bine, care vă provoacă să dați tot ce e mai bun din voi în tot ceea ce faceți, care nu vă lasă să-l înceziți în zona voastră de confort, care vă spune în față când ați făcut ceva ce nu vă onorează? Dacă nu aveți, atunci vă informez că aveți mare nevoie de un astfel de om care să vă ajute să evoluați. Când ești pregătit să faci ceea ce este necesar pentru a crește ca nivel de conștiință, când te-ai hotărât să faci din asta o prioritate, cauți oameni care fac o prioritate din evoluția lor spirituală, nu unii care se află de ani de zile la același nivel de conștiință. Cauți moașe spirituale dacă vrei cu adevărat să crești, fiindcă acestea știu să te ghideze, știu să te inspire, știu să te ajute, știu să-ți facă mai clară și mai ușoară calea. Cu asta se ocupă ele, asta este calificarea lor, îi ajută pe oameni să evolueze ca nivel de conștiință. Conectați-vă și țineți aproape de oameni care sunt într-un continuu proces de creștere, care nu sunt dispuși să-și oprească evoluția spirituală pentru nimic și pentru nimeni.